Vă salut, dragii mei și dragile mele! Dacă sunteți pentru prima dată la canalul Frumuseții Vârste Elegante, vă îndemn să vă abonați. Vă îndemn să activați și clopoțelul pentru a primi notificările noilor filmulețe. Dacă sunteți mai curajoși, scriți comentarii, sugestii și dați like, îmi va ajuta foarte mult. Vrem să vă alăturați maratonului de pregătire a tenului de primăvară, înainte de 8 martie, înainte de sărbători, înainte de festivități. Suntem la a treia zi. Prima zi a fost o curățire a tenului, a doua zi l-am hidratat, l-am hrănit, l-am regenerat. Suntem în a treia zi unde vom face un lifting facial și dați să vedem ce produse avem nevoie. Eu vă îmbrățișez, vă iubesc. Și doamnele care au încercat primele două zile aceste miraculoase măsculițe simple, să scriți, vă rog, în comentarii ce efecte, ce rezultate ați avut. Iar pe bărbați îi îndemn să distribuie, să se împartă cu soțiile, cu mamele, cu surorile și cu prietenele lor cele dragi cu acest maraton, cu aceste filmulețe. Vă iubesc și vă îmbrățișez! Vă aștept mâine la ultima zi a maratonului. Pentru măsculița lifting avem nevoie de un ou ușor, de sub găinușă. Ou ușorul îl stricăm, alegem albușul. Așa. Dacă fața este mare, luați un ou de gâscă sau de struț. Dacă fața este mică, luați ou de prepeliță. În orice caz, orice albuș de ou va fi binevenit. Și 5 pică de suc de lămâie. Și batem bine, bine, bine. Până obținem o spumă. E de dorit să luați într-un vas mai mare să vă fie. Dacă aveți un mixer, cu mixerul. Bateți bine, bine, până primiți o spumă. Albușul se aplică pe tenul curat și îl țineți până simțiți o stare de lifting. Înlăturați cu infuzie de mușețel. E de dorit din mușețel. Dacă tenul este sensibil cu ferozic, înlăturați cu infuzie de flori de chei și aplicați o cremă corespunzător tipului de ten. Eu voi aplica serul cu acid hialuronic de la Academie Scientific de Beauty, care conține acid hialuronic cu masă moleculară înaltă și joasă, care își hidratează din interior și protejează. Se aplică foarte ușor. Voi aplicați crema care o aveți acum și o folosiți în rutina voastră de zi cu zi. Să aveți o zi frumoasă!